Uite așa, se pare că Moldova reușește să cucerească teritorii și în alte state. E frumos să citim astfel de noutăți. Poate ajungem să vizităm acest sătuc frumos și să devenim cel de-al 22-lea locuitor. De ce nu? Oricum, revenim acasă, dar discutăm cu oameni care au reușit să se afirme dincolo de hotarele Republicii. Valeria Frunze este un exemplu demn de urmat pentru că a plecat din Republica Moldova în anul 2008 și de atunci a reușit să capete atât de multă experiență, să se regăsească în atât de multe domenii de activitate și eu am senzația că se simte bine și este fericită. Dacă este așa și să ne povestească cu ce se ocupă la momentul actual, să ne zică chiar Valeria, pentru că este în legătură directă cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Valeria, mă bucur tare mult că ai găsit timp pentru noi, asta deoarece povestea ta este una de-a dreptul impresionantă. Tu te-ai născut în Republica Moldova, în Trușeni, și din 2008 ai luat calea lumii, ca să zicem așa, astfel încât vreau să ne spui de unde ai pornit, cu ce te-ai ocupat, ca să ajungi la momentul în care refaci anumite locuințe extraordinare din Grecia și să surprinzi multă lume. Dar iau așa, pas cu pas, pentru că vrem să-ți cunoaștem istoria. Mulțumesc mult de invitație. Bună dimineața din Londra. Suntem două ore diferență. Așa. Am plecat în 2008, da, și ca orice tânăr am vrut să văd Europa și să învăț lucruri noi. Am locuit în diferite țări mulți ani. Am activat în diferite domenii, de la vânzări până la bucătar. De-a lungul anilor am căpătat experiență și foarte multe conexiuni, pentru că sunt o persoană foarte sociabilă. Reușesc să-mi fac prieteni peste tot. Și este foarte important pentru un tânăr profesionist să știe să își facă conexiuni și prieteni. Am ajuns să fiu agent imobiliar prin recomandare și am lucrat ca agent imobiliar la o agenție rusească în Londra. Și când am căpătat experiență și m-am simțit bine în pielea mea, am inițiat Evergreen International. Este fondat deja de 6 ani. Am început în Londra și deja avem o filială care este foarte bine dezvoltată în Atena, Grecia. Și din martie avem a doua filială care va fi dezvoltată în Italia, nordul Italiei. Deci ce facem? În Londra ne ocupăm de chirii, administrăm chirii de termen lung și de termen scurt. Avem un portofoliu de peste 500 de apartamente. În Grecia cumpărăm, renovăm și închiriem sau vindem. Cumpărăm case în stare rea, adică practic abandonate, și le dăm o a doua viață. Ce frumos! Am văzut poze, de altfel și cei de acasă le pot vedea chiar în clipele respective. Tu transformi inclusiv demisolurile în niște locuințe de lux și partea cea mai interesantă e că am văzut multe dintre aceste locuințe ajung să fie locuite de refugiații din mai multe state, astfel încât tu oferi un plus de culoare și valoare Atenei. Cum este experiența asta? Cum e să transformi un demisol, un apartament într-o stare deplorabilă și să-l aduci la niște condiții de lux? Cât de mult efort implică asta? Este extraordinar și ne face o plăcere enormă. Știți, e la fel ca primăvara. Știți, după o iarnă lungă vine primăvara, exact și la noi așa se întâmplă în fiecare lună, avem primăvară în fiecare lună, reînviem un loc, îi dăm energie pozitivă, îi dăm culori, îi dăm dragoste și toți chiriașii noștri apreciază. De ce
închiriem la emigranți din mai multe motive. Unul pentru că și eu sunt un emigrant în Grecia sau în Anglia, mai stabilit și 20-30 de ani, la fel cum sunt refugiații din Atena la moment, erau și moldovenii noștri. Știm foarte bine din anii 90 cum au început moldovenii să emigreze și să meargă în Europa și asta m-a sensibilizat, bineînțeles. A doilea motiv este pentru că nimeni nu-i dorește, deci este un grup de chiriași care nu sunt foarte doriți și acceptați în Grecia. Și noi lucrăm cu câteva organizații non-guvernamentale care sunt finanțate de Uniunea Europeană, la care ne garantează chiria și din punct de vedere a business-ului este un gest foarte convenabil pentru mine și pentru investorii mei. Și bineînțeles, este o plăcere, o a doua plăcere a lucrurilor nostru. Unul de a da viață unui loc care este abandonat și neglijat și doi pentru a fi capabil de a ajuta o familie nevoiașă care are nevoie de un cămin. Valeria, tu atât de frumos și armonios ai creat legătura între domeniul antreprenorial și un proiect social, practic, pentru că te implici pe ambele filiere. Cât de greu este să te afirmi într-o țară în calitate de emigrant, de exemplu, sau atunci când ești tânăr? Care sunt calitățile de care ar trebui să dispună un tânăr pentru a-și crea acele conexiuni despre care tu povesteai? Pentru că e destul de complicat să reușești într-o țară străină. Știți, era o piesă românească care zicea că dacă ai soare în suflet, ploaia nu te deranjează. Adevărat. Deci, primul lucru care îl spun mereu este să mergi cu un soare în suflet și energia pozitivă care o vei emana și atitudinea pozitivă pe care o vei avea va atrage lumea în jurul tău. Deci o prezență plăcută, o intenție corectă, dragoste și apreciere, respect și totul merge bine dacă ai aceste calități. Deci asta lucrează în cazul meu. Nu știu cum se descurcă altă lume. Eu mereu am fost o persoană pozitivă, mereu deschisă. La tine curioasă. Asta a funcționat. Lucrează bine. Apropo, eu, din câte cunosc, tu nu ai făcut facultatea de arhitectură sau design, ai făcut marketing, ai făcut psihologie. Cum ai ajuns tu să cucerești un astfel de domeniu destul de complicat? Și vreau să ne mai spui cum racolezi tu oamenii din echipa ta, pentru că am înțeles că lucrezi tot cu moldoveni care fac lucrările de restaurare. Exact. Deci, am studiat marketing și logistică, am făcut și un curs intens de psihologie, dar partea de renovări și partea de construcții este artistul, era artistul frustrat din mine. Ce frumos! Și am observat calitatea și am dezvoltat-o la nivel când mi-aduce satisfacție emoțională și bani. Eu, ce frumos. Bine, dar e destul de complicat să convingi un om să locuiască la demisol. Toată lumea cumva și-ar dori să locuiască la mai multă înălțime, să zicem. Într-un așa. Într-un penthouse. Așa. Cum îi convingi tu să locuiască la parter sau la demisol? Păi să știți că demisolul și grădina are magia lor, da? Deci noi, practic, toate apartamentele la demisol au grădină. Multe din ele au grădină privată și noi investim un pic de timp și un pic mai mulți bani la crearea grădinei și, mă rog,
decorarea grădinii, 1. 2. Prețurile sunt mult mai favorabile decât a unui penthouse și în multe cazuri, mai ales cu criza economică pe care o avem la moment și lipsa de, cum să zic, joburi, oamenii caută soluții cum să-și reducă cheltuielile. Un apartament la demisol cu o grădină frumoasă și toate condițiile pe care le au și un preț favorabil ne ajută să avem ocupanță totală. Nu știu cum să zic în română, că nu-mi vine cuvântul. E corect, e așa. Oferim câteva extra servicii la demisol. În primul rând, le imobilăm. Deci apartamentele în Grecia se dau fără mobilă. Le oferim mobilă, le facem design modern, cât mai, mă rog, artistic și mai la modă, și le dăm la un preț mai jos decât se cere pe piață. Dar tu-ți mai amintești care a fost prima locuință pe care ai reabilitat-o? În care ți-ai adus energia și suflul? Ce părere ai avut tu când ai văzut lucrul gata, finalizat? Deci prima experiență a fost catastrofică și vă explic Aoleu. De ce. Deci a fost un demisol de 52 de metri pătrați cu grădină. Și a fost prima mea experiență de renovare. Eram un copil în domeniu. Un imatur, hai să zic, un amator, și echipa care o recrutasem pentru renovări au făcut o treabă rea. La gustul meu, dar treaba calitatea era proastă. Calitate foarte proastă. Și a trebuit să renoveze două ori. Echipa nouă pe care am recrutat-o a fost fantastică. Am făcut apartamentul din 1 în 2 studiouri, deci e un apartament cu un dormitor și salon care l-am transformat în 2 garsoniere. Plăcerea pe care am primit-o la sfârșit, în primul rând să văd rezultatul, să văd cum a fost tratată umeditatea de la pereți, să văd culorile care le-am aplicat și căldura care i-am dat-o apartamentul, mi-a dat o satisfacție emoțională extraordinară. Și asta mi-a dat un imbold ca să merg mai departe și să promovez serviciile și să promovez structura de business pe care am apucat-o mai mult și mai tare. Cât de frumos! Stau și analizez, atât în Grecia cât și în Italia există și regiuni în care se vând case cu un euro și poftim, uite, le reamenajezi și cu siguranță deja ai punctat acest lucru și în prioritățile pentru 2021. Spune-ne când mai vii pe acasă. O să vin în aprilie. Perfect. Noi te așteptăm pentru a veni chiar în studio, pentru a te cunoaște, pentru ca să te cunoască o țară întreagă. Valeria, eu îți mulțumesc tare mult pentru timpul oferit, pentru tot ceea ce faci. Ești absolut minunată și lucrul ăsta e demn de apreciat. O zi frumoasă să ai în continuare și mult spor la treabă. Mai frumoasă. Mulțumesc mult. Mulțumim sănătate. Tare mult. Alături de noi, stimați telespectatori, a fost Valeria Frunze, cea care reușește să ofere culoare și viață, ce e cel mai important, unor demisoluri, unor locuințe abandonate și care ulterior ajung să fie locuite de refugiați, niște oameni care se bucură de mai puține drepturi în țările în care ajung.